Oltan apreciază drept mulțumitoare comportarea elevilor săi la turneul găzduit de Brașov. Antrenorul târgoviștenilor recunoaște însă că s-a făcut o greșeală programându-se deplasarea către Tâmpa chiar în ziua primului meci. Domnule profesor Olteanu, juniorii târgoviștene au participat la turneul de zonă de la Brașov. În primul rând, cum a fost? Așa a fost exact cum așteptam. Deci, prin faptul că eu am avut o grupă cu ponderea de copii născuți în 1999, am fost nevoit să mă confrunt cu adversari care erau la limita vârstei, deci născuți în 98. A fost un handicap. Am început destul de greu acest turneu. În prima zi chiar a fost catastrofală și prin faptul că am făcut eu o gafă, dar nu știu dacă puteam să fac altfel. Ne-am deplasat cu 2-3 ore înainte de joc și am intrat direct pe teren. Acești copii foarte fragili au avut mari probleme pe drum, pe serpentinele astea spre Brașov, după care ușor-ușor ne-am revenit și pe final am jucat chiar bine. Deci, cu cea mai bună echipă, Brașovul, care a câștigat și zona, o echipă care probabil că va merge mai sus, am făcut un joc bun, am pierdut totuși 3-0, dar a fost un joc mai echilibrat. Iar pe final, deci în ultimul joc cu Interstar Sibiu, am câștigat cu 1-0 și puteam să câștigăm și mai clar. Dar ansamblu, sunteți mulțumit? Eu sunt mulțumit în primul rând că au jucat copiii, fiindcă noi avem un mare handicap pe care eu l-am mai spus-o. Deci, spre deosebire de alte județe, unde la acest nivel sunt câte două serii sau o serie de 15 echipe, la noi sunt 5 echipe marșilate, dintre care 3 jocuri, o simplă formalitate. Singurele jocuri care, într-adevăr, i-a solicitat și i-a pus pe copii să abordeze cu seriozitate au fost jocurile cu Moreni. Deci, în aceste condiții, e greu să aștepți prea mare lucru de la ei. Eu am mai spus-o de mai multe ori. Putem să ne antrenăm, putem să jucăm meciuri amicale câte un joc. Dacă nu intrăm în febra jocurilor oficiale, cu miza respectivă, cu condiții diferite, aici se progresează, aici putem să cerem copiilor să joace mai bine. Jocurile astea de agrement, așa, pe care noi le facem din dorința de a face jocuri, sunt importante, dar nu au același efect ca jocurile de la oficiale. Spuneți-ne, s-a luat vacanța acum sau mai sunt competiții? Da, am mai făcut câteva antrenamente, dar copiii intră într-o bine meritată vacanță, că marea majoritate dintre ei mai pleacă pe la bunici, mai pleacă cu părinții în diverse locuri și pe 15 iulie încep pregătirea. În prima parte o să merg cu ei într-o cantonament la mare, la Costinești, de 7 zile, după care vom reveni în localitate și vom face pregătire zi de zi. Locul 1 FC Brașov, locul 2 CSS Caracal, locul 3 CS Petrolul Târgoviște, locul 4 FC Interstar Sibiu.